Vă invit să deschidem Cartea Domnului la Cartea Exodului, capitolul 2, și vom citi de la versetul 11 până la versetul 22. Deci, Exodul, capitolul 2, versetul 11. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a văzut și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis unuia care n-avea dreptate: pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns: cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis: nu mai încape îndoială, că faptul este cunoscut. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise, dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian, așezut lângă o fântână. Preotul din Madian avea 7 fete. Ele au venit să scoată apă și au umplut jgheaburile ca să adapte turma tatălui lor. Dar au venit păstorii și le-au luat la goană. Atunci Moise s-a sculat, le-a ajutat și le-a adăpat urma. Când s-au întors ele la tatăl lor, Reuel, el a zis: pentru ce vă întoarceți așa de curând azi? Ele au răspuns: un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor și chiar ne-a scos apă și a adăpat turma. Și el a zis fetelor: unde este? Pentru ce ați lăsat acolo pe omul acela? Chemați-l să mănânce pâine. Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela care a dat de nevastă pe fiica sa, Sefora. Ea a născut un fiu, căruia el i-a pus numele Gershom: sunt străin aici, căci a zis el, locuiesc ca străin într-o țară străină. Amin. Să ocupăm locurile. Tema din seara aceasta am botezat-o Universitatea Deșertului. Înainte să discutăm o serie de lucruri extrem de importante din acest text, aș vrea să recapitulăm puțin despre Moise și ce se întâmplă cu bărbatul acesta deosebit. În primul rând, în Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 22, cuvântul lui Dumnezeu spune că Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Imaginați-vă un om care are niște părinți foarte credincioși, temători de Dumnezeu. N-au vrut să-l omoare, așa cum era politica vremii, în vremea aceea. L-au salvat, l-au pus într-un sicriaș de papură, spune Sfânta Scriptură, și Moise a supraviețuit într-un mod spectaculos, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. A avut, pe urmă, tutori egipteni, dascări foarte buni, pentru că el a fost considerat fiul fiicei lui Faraon, pentru că fiica lui Faraon, de fapt, l-a găsit și l-a adoptat. A fost îndoctrinat în toată cultura egipteană, a fost educat în toată știința acelei vremi. Și vreau să vă aduc aminte că pe vremea aceea Egiptul era America acelor zile. Se bucura de respectul și de influența unui om de rangul lui în toată împărăția Egiptului. Ei, iată că se întâmplă un lucru deosebit în viața lui Moise. Vine o zi când el crede că poate să facă ceva. Și am intitulat porțiunea aceasta: când crezi că ești cineva. Să vedeți ce se întâmplă atunci când crezi că ești cineva și te lasă Dumnezeu să acționezi de capul tău. Spune Sfânta Scriptură că Moise a decis că a sosit vremea lui. În capitolul 2, versetul 11a, spune că Moise s-a dus pe la frații săi, s-a dus să-i viziteze pe evreii săi. Vedeți că el se identifică cu neamul evreilor. Nu spune despre sine: eu sunt egiptean. Nu? Eu sunt foarte supărat pe o serie de români, vin în America, își schimbă numele, iau nume american și nici nu vor să spună că de unde vin ei.
Moise nu este rușine de originea sa, este mândru că este evreu și se duce pe la frații lui. Evreii care erau robii acelor zile erau considerați de el frații lui. Se-i duce să îi vadă. Și a fost martor, spune Sfânta Scriptură, la muncile grele, la exploatarea la care erau supuși acești evrei. Are în jur de 40 de ani acum. De fapt, cineva a spus că toată viața lui Moise este împărțită în trei părți. Primii 40 de ani este perioada când el crede că este cineva. Pe urmă, Dumnezeu îi mai dă încă 40 de ani la oi, când învață că nu e nimeni, și apoi urmează încă 40 de ani, ultima parte a vieții sale, când Dumnezeu arată ce poate face cu un nimeni, cu un om care se încrede în totalitate în el și în puterea sa. Dar Moise a crezut acum că a venit vremea să facă ceva, nu? A decis că acum este timpul lui. La 40 de ani este bărbatul educat, instruit în armata egipteană, cunoaște tehnicile de luptă, are relații suficiente, crede că este bărbatul care poate schimba cursul istoriei. Știți că alegerea timpului să facem ceva este extrem de importantă? Putem să facem lucruri foarte importante de la timp nepotrivit și eșecul este sigur. Asta s-a întâmplat și în viața lui Moise. A luat-o practic înaintea lui Dumnezeu. O poți lua foarte ușor înaintea lui Dumnezeu, încrezându-te în propriile tale puteri, în propriile tale resurse, nu? Păi, 40 de ani, fiul fiicelui Faraon, toate ușile sunt deschise, nu? Toți, o țară întreagă se pleacă înaintea ta, e normal să crezi că poți să faci ceva, nu? Pentru cine? Pentru niște sclavi, pentru niște robi, nu? Ei, lucrurile nu stau tocmai așa. Apoi spune Sfânta Scriptură că Moise a văzut că frații săi erau maltratați, a văzut suferința poporului său, a fost sensibil de a vedea ceea ce se întâmplă. Moise într-o zi renunță la rutina sa, probabil că cine știe, avea o rutină de fiu de faraon, nu? Ăștia aveau probabil gimnastică, dimineață se întâlneau la cafea cine știe pe unde. A renunțat la rutină și s-a dus să își vadă frații, să-și vadă semenii săi care sunt asupriți. Are 40 de ani și începe să vadă lucrurile mai bine decât le-a văzut până acum. Dumnezeu îl călăuzește acum, pas cu pas, ca să vadă realitățile din jurul lui, să vadă realitatea cum sunt maltratați cei din neamul său. În al treilea rând, spune cuvântul lui Dumnezeu, că Moise începe să acționeze. De data asta acționează în puterea sa. Face o eroare majoră, își ia lucrurile în proprie mâini, rezolvă lucrurile. S-a uitat în toate părțile, spune Sfânta Scriptură, a văzut că nu-l vede nimeni, nu? Ca și țăranul cu fiul a furat cu curuz. S-a uitat în toate părțile, nu era nimeni și fiul a zis, tată, dar în sus nu te uiți, că este cineva care se uită și de sus, nu? Moise s-a uitat în toate părțile, nu era nimeni salvat, dar l-a omorât pe egiptean și l-a îngropat în nisip. Moise a crezut că este puternic, sunt evreu, îmi pot elibera neamul meu, nu? Să știți că atunci când faci ceea ce vrei tu și nu ceea ce vrea Dumnezeu, Dumnezeu de obicei te lasă singur. Te lasă să dai cu capul de probleme. A încercat să facă un lucru bun, dar la un moment nepotrivit. A crezut că nu-l vede nimeni, nu? L-a îngropat pe egiptean în nisip și nisipul are un obicei prost. Îl ia vântul și am văzut o caricatură undeva. A doua zi cineva a văzut un nas care ieșea din nisip. Și-au raportat lui Faraon că era un egiptean.
pe care l-a omorât cine? Fiul său, fiul său adoptiv. În al patrulea rând, Moise are niște socoteli de acasă făcute, are un plan. El crede că acum se va duce și evreii ăștia care sunt așa de asupriți, îl vor accepta în sfârșit ca eliberatorul, ca și liderul lor. El crede că este momentul potrivit. Omori un egiptean și liberezi o națiune. Fantastic, e nemaipomenit, nu? Ar fi grozav. Ei, era de omorât mult mai mulți egipteni și o să vadă el mai târziu că nu așa de ușor se eliberează un popor dintr-o asemenea robie. Moise a crezut că tot poporul se adună în jurul lui și nu s-a întâmplat absolut deloc lucrul ăsta. Și-a dat seama că este singur, este în pericol și singurul lucru care poate să-l facă acum este să fugă. A doua zi, când s-a dus din nou, spune Sfânta Scriptură, pe la evrei, acum se băteau doi evrei. Moise l-a pus la punct pe cel care era agresorul și a primit un salut foarte interesant. Zice, cine te-a pus pe tine mai mare și șef aici peste noi? Nu, nu cumva vrei să mă omori și pe mine cum l-ai omorât pe egipteanul ăla ieri? Ei, fraza asta îl îngrosește peste măsură pe Moise și hotărăște să fugă. Fuge și vrea să scape acum de urmăririle lui Faraon. Moise a acționat până în momentul acesta din resursele lui proprii. Ce s-a întâmplat? Ucidere și tăinuire. Omoară pe cineva și îl ascunde nisip. Se trezește cu respingere din partea poporului pe care ar fi vrut să-l adune în jurul său și este în totală confuzie. Nu vine nimeni după mine, după el. Este eșec și evadare. A eșuat în intenția lui de a mobiliza poporul și acum nu are altă soluție decât să evadeze. Astea sunt rezultatele atunci când crezi că ești cineva și vrei să rezolvi lucrurile de unul singur. Cineva a spus fraza asta care mi-a plăcut enorm de mult, zice, succesul te deformează pe când insuccesul te formează. Uitați-vă la mari oameni de succes din America de astăzi, luați artiștii de la Hollywood, unul care a împușcat pe cineva, se pare că a fost judecat zilele astea. Da, știți cum e judecata în America cu ăștia faimoși și mari, așa? Probabil că o să scape destul de ușor. Dar succesul întotdeauna îți deformează personalitatea. Pe când insuccesul te formează, lucrează la formarea caracterului tău. Moise este acum, din fiul fiicei lui Faraon, un fugar din fața lui Faraon. Ajunge în deșert în fața lui Jehova. Și de acum începe în viața lui Moise un șir de experiențe extraordinare care îl vor transforma în Moise, omul de care se va folosi Dumnezeu pentru eliberarea națiunii sale. Experiențele deșertului contribuie la creșterea spirituală. În cuptorul de acolo se rafinează aurul credinței. Iată ce spunea Isaia, capitolul 48, versetul 10. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptorul urgiei. Dumnezeu îl trimite pe acest bărbat în cuptorul deșertului. Eu am botezat Universitatea Deșertului. Moise se trezește dintr-o dată în această universitate. După ce a absolvit universitățile Egiptului, acum este în școala lui Dumnezeu. Haideți să învățăm în această seară câteva lecții pe care le-am putea lua personal în dezvoltarea personalității noastre de la această universitate a deșertului. Deșertul eșecului. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu în viață, suntem lăsați de Dumnezeu să eșuăm.
Și atunci Dumnezeu folosește această universitate a lui prin care lucrează la personalitatea și la caracterul nostru. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că după ce a fugit de faraon, faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să-l omoare pe Moise, dar Moise a fugit dinaintea lui faraon și a locuit în țara Madian, așezut lângă o fântână, spune Exodul 2 cu versetul 15, așezut lângă o fântână. Prima lecție pe care o învață Moise la această universitate a deșertului este lecția umilinței. Moise așezut lângă o fântână. Imaginați-vă, este în costumul lui de, eu știu, general sau eu știu ce rang mare a avut în armata egipteană, nu? Este în hainele acelea extrem de scumpe, de valoroase, mai ales în deșert unde se găsește acum, impresionant modul cum arată, și se așează lângă o fântână. Deșertul Madian este, de fapt, pământul nimănui. Așa, asta înseamnă Madian, pământul nimănui, terenul nimănui. Puțin oameni, multe dificultăți. Puțin oameni, multe dificultăți. Haideți să vedem prima lecție pe care o învață Moise în această universitate a deșertului, lecția umilinței. Am mai spus povestea asta de mai multe ori, dar merge foarte bine aici și vreau să vă mai spun și dumneavoastră. Am călătorit când am venit în America cu fratele Țon și Aurel Popescu. Aurel Popescu a plecat la Domnul de multă vreme, era un om din București, un tip extraordinar de fain. Și îi duceam pe amândoi în Austin, era capitala statului Oregon, la o universitate. Eu eram șoferul lor, ei stăteau în spate. Și discutau, zice, măi Iosive, ce predici la ăștia? Zice, nu știu, nu m-am gândit, mă mai gândesc. Zice, nu ai vrea să ții predica aia despre umilință? Dar zice, Țon, de ce? Păi zice, dacă mă ții odată, poate înveți și tu. N-am să uit niciodată schimbul acela. Aurel Popescu era un bucureștean din acela care avea limbă cu spini de multe ori și la umorul lui, fratele Iosif nu știa decât să suspine așa tare de tot. Dar mie mi-a rămas pentru totdeauna ideea asta, nu? Lecția umilinței nu este o lecție prea plăcută, nu? Dar Moise este în deșert și trebuie să învețe în primul rând această lecție. Este fiul fiicei lui Faraon, nu? S-a crezut că este cineva. Prima lecție pe care o învață Moise aici este că din plină ascensiune, nu? Ăsta tot în sus merge, este upward mobility, ăsta el crede în mobilitate de jos în sus, nu? Urci încă o treaptă, încă o treaptă și ajungi faraon, nu? Din conceptul ăsta, dintr-o dată, se oprește și ajunge jos, la o fântână, probabil pe un pietroi din ăla care era lângă fântână. Un al doilea lucru, succesul i-a alunecat printre degete, așa cu a nisipul pustiului. Dintr-o dată, nu mai este ceea ce a fost. În al treilea rând, acolo jos, știți că jos este echilibrul cel mai stabil? Când ești la pământ, de acolo nu mai ai de unde să cazi. Ascultă-mă bine, când ai ajuns la pământ, este echilibrul cel mai stabil. Când ai ajuns pe fundul prăpastiei, de acolo mai jos nu este. Moise este deja jos, a ajuns jos, în echilibru stabil. Omul zdrobit nu mai se ocupă de imagine. Nu te mai interesează imaginea acum, te-au zdrobit că ești ferfeliță. N-are rost la ora actuală să mai, din praful în care ești jos, așa, nu mai are sens să te ocupi de imagine. În pustiu, știți că nu contează cum te cheamă? Este o melodie americană tulburătoare, întotdeauna ascult și mă șochează.
spune că în pustiu nu contează cum te cheamă. You have no name. In the desert you have no name. N-ai nume, nu contează cum te cheamă în deșert. Și Dumnezeu te duce câteodată în deșert unde nu mai contează cum te cheamă, nu? Numărul 6. Deșert vine de la cuvântul Midbar, ca el însuși vine de la Dahbar, a vorbi. Foarte ciudat. Am studiat originea acestor cuvinte. Deci cuvântul deșert vine de la cuvântul a vorbi. Știți că aproape toți oamenii lui Dumnezeu și din vechime, dar și pe urmă din istorie, toată mișcarea monahică a marilor călugări, au venit cu ideea asta că în deșert, în pustiu, este locul în care Dumnezeu îți vorbește. Ești dus acolo ca să îți vorbească Dumnezeu. De fapt, deșertul este locul în care Dumnezeu îți vorbește. Nu întâmplător, Domnul Iisus, imediat după botezul lui, a fost dus în deșert pentru a avea această comuniune cu Dumnezeu. Acolo descoperi în singurătate cine ești. Când ești singur cu Dumnezeu, când numele tău nu mai contează, când ești la un pas de veșnicie, acolo se petrec transformări extraordinare ale sufletului tău. Am uitat o ultimă. Spune Sfânta Scriptură că Moise s-a așezut jos, în sfârșit s-a liniștit, s-a așezat, a coborât, s-a umilit. Este atitudinea pe care Moise o dezvoltă în această lecție a pustiului, a Universității Pustiului. Aici, la Universitatea Deșertului, înviorează-te la izvorul apelor vii. Moise s-a așezut lângă o fântână, lângă o fântână. Oricui bea din apa aceasta, a spus Domnul Iisus Hristos, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu îi va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va face în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Singur cu Dumnezeu, adapă-te din izvorul lui Hristos, a apelor vii care ți le pune el la dispoziție. Este zdrobit, Moise este zdrobit, ostenit, are nevoie de odihnă și de înviorare. La Iisus este izvorul apelor vii. Ori de câte ori ajungi zdrobit și frânt de viață, întoarce-te la izvorul apelor vii. M-a sunat zilele trecute cineva dintr-o altă țară, urmărise unul dintre programele noastre la televizor și mi-a spus deșertul prin care el trece acum. Și m-a întrebat ce ar putea să facă. I-am zis, întoarce-te la izvorul apelor vii, întoarce-te la Hristos, începe să te rogi, începe să citești Sfânta Scriptură în fiecare zi. Fă liniște în viața ta. Binecuvântat să fie eșecul acela care ne-a dus în brațele lui Hristos. Gândiți-vă la câte s-au întâmplat în viața dumneavoastră. Pe cei mai mulți dintre noi nu ne-au dus marile bucurii, marile succese în brațele lui Hristos, ci ne-au dus necazurile, pierderile, suferințele, bolile. Este, cred că ea Steinhardt a binecuvântat închisoarea, pentru că el zicea, fără închisoare eu nu l-aș fi cunoscut niciodată pe Hristos. Binecuvântată este o închisoare, zicea el, nu? Mulțumea lui Dumnezeu pentru pușcărie, pentru că acolo i s-a revelat Iisus Hristos. Binecuvântat să fie eșecul care m-a dus în brațele lui Hristos. Când pierzi totul, descoperi că Hristos îți este suficient. Când nu mai ai nimic, descoperi că Dumnezeu este suficient pentru viața ta. Domnul Iisus a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. La el găsim întotdeauna liniște, pace,
apă vie, echilibru. El este sursa tuturor binecuvântărilor noastre. Lecția numărul 4. Dezvoltă-ți o inimă de slujitor. Fetele acestea al marului preot au venit acasă repede, mult mai repede ca de obicei, și Reuel le-a întrebat: ce s-a întâmplat, fetelor? Cum de-ați venit așa repede astăzi? Erau deja o experiență. Fetele veneau cu oile la fântână, dădeau peste alți păsori care veneau și ei cu oile la fântână și fetele erau ultimele. Se pare că ciobanii niciodată n-au știut să fie prea politicoși, nu? Cine-i cioban, e cioban. Dar de data asta s-a întâmplat ceva ieșit din comun. A apărut un egiptean. Un egiptean care i-a pus pe șmecherea la punct, nu? Cine știe, au fi scos vreo sabie și au fugit ciobanii cu botele lor de numa și le-a dat întâietate la domnișoare. Fetele au avut întâietate să-și adoape oile. Ba, mai mult, egipteanul ăsta le-a scos și apă pentru oi la fetele lui Reuel. S-au dus acasă și au spus: un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor. Erau săracele pe mâna păstorilor în fiecare zi, când veneau cu oile la apă. De data asta s-a întâmplat un miracol, un egiptean le-a salvat. Și apoi chiar ne-a scos apă și a adăpat turma, spune versetul 19. Dezvoltă-ți o inimă de slujitor. Dezvoltă-ți o inimă de slujitor. Vezi necazurile și nevoile altora. Ascultă-mă bine. Niciodată nu ai o atitudine mai bună să vezi necazurile altora decât atunci când tu ești în necaz. Okay? Când îți merge bine, când suntem happy, nu prea îi vedem pe ăștia necăjiți și chiar ne deranjează. Ce, domnule, acum trebuie să fim happy toată lumea, nu? Ce cu mutra asta așa lungă, nu? Când ești necăjit, vezi alți necăjiți. Când ești în suferință, vezi ușor alte suferințe. În școala aceasta lui Dumnezeu este bine să faci acest exercițiu și să începi să vezi necazurile și nevoile celor din jurul tău. De data asta erau niște fete necăjite, nu, niște ciobănițe. E adevărat, una era foarte drăguță, probabil a rămas imaginea, care a lucrat mai târziu, nu? Dar Moise se simte obligat să intervină, să ajute pe cei slabi, pe cei aflați în necaz, să vadă nevoile altora, nu? În al doilea rând, ajută pe alții, ajutând pe alții, te ajuți pe tine însuți. Știți că atunci când ești în necaz, în suferință, trece mai repede necazul și suferința dacă pui umărul la necazurile și suferințele altora? Este o vorbă a unui mare psiholog american, zice: dacă ai un necaz, ești în depresie, treci strada și ajută pe cineva. Treci strada și găsești un om necăjit și ajută-l, că vezi cum o să te ajuți de fapt pe tine însuți. Ajută pe alții pentru că atunci te ajuți pe tine însuți. 3. O mică victorie este încurajatoare. Cred că Moise acum, urmărit de faraon, domnule, a omorât pe cineva, e fugar din țară, în sfârșit are și el o victorie. A bătut niște ciobani. I-a pus la punct pe șmecheri ăștia, care, uite cum stau de liniștiți acum, până dă el apă la oi. Ai nevoie și de victorii, cât de mici, nu? Mai ales atunci când treci prin necaz. Numărul 4, slujind pe alții, te antrenezi pentru viitor. Faci exerciții pentru viitor. Știți bine din viața lui David că Dumnezeu i-a dat ba un leu, ba un urs cu care să se lupte înainte să-l pună pe urmele lui Goliat, nu? Ca să-l bați pe Goliat, trebuie să faci antrenament cu ursul și cu leu prima dată, nu? Ei, bați niște ciobani și te pregătești să-l bați pe faraon în ultima instanță, în marea luptă care va urma. O mică victorie întotdeauna este încurajatoare. Și atunci când îi slujești pe alții, te antrenezi, practic, pentru viitor. Slujirea este întotdeauna răsplătită.
Fetelor, cum ați lăsat pe băiatul ăla de treabă care v-a dăpat oile? L-ați lăsat acolo, duceți-l la casă, să-i dăm de mâncare. Imediat s-a deschis ușa, Moise a fost primit de Reuel și, după cum vedeți, a pus și ochii pe Sefora, pe care o văzuse, de fapt, mai înainte, și să și căsătorește cu ea și are un copil. Lecția numărul 4. Fii sensibil la călăuzirea divină. Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela care i-a dat de nevastă pe fiica sa Sefora. Ea a născut un fiu care i-a pus numele Gershom, căci a zis el, locuiesc ca străin într-o țară străină. Discutam pe drum cu soția. Uneori călăuzirea lui Dumnezeu îmbracă forme foarte ciudate, aproape că nu vedem mâna lui Dumnezeu în asta. Dar haideți să vă întreb, credeți că Moise era aici în pustiu dacă nu avea episodul cu egipteanul ăla la mort? Nu s-ar fi dus niciodată. Ce să caute el în pustiu, nu? Să păzească oile? Nici vorbă. El e general, el e egiptean, nu? E, dar te lasă Dumnezeu în anumite circumstanțe ca să te ducă exact acolo unde trebuie. Moise nu s-ar fi înscris la universitatea asta niciodată. El a avut pe alea ale Egiptului și a învățat toată știința Egiptului, spune Sfânta Scriptură. Dar când vrea Dumnezeu să te educă, atunci te trece prin situații și ajungi acolo unde trebuie. Iată că Moise este acum exact unde trebuie. Fii sensibil la această călăuzire divină. Are dintr-o dată o familie, are o slujbă, are o țară de locuit, are resurse, are ce să mănânce, are unde să doarmă. Dintr-o dată Dumnezeu îi asigură acestui om cele necesare. E adevărat, nu sunt cum au fost înainte. Nu seamănă cortul lui Reuel cu palatul lui Faraon absolut deloc, nu? Nici mâncarea nu este aceeași, nu? Nici fetele lui ăsta nu sunt așa de cochet îmbrăcate ca și egiptencele, nu? Dar el vede acum mâna lui Dumnezeu la lucru în propria lui viață. Vede călăuzirea lui Dumnezeu. Are exact ceea ce trebuie să supraviețuiască. În al doilea rând, planul lui Dumnezeu progresează întotdeauna în obișnuit. Ce vreau să spun cu asta? Dacă ne uităm în Biblie la toate minunile pe care le face Dumnezeu, Dumnezeu parcă nu vrea să violenteze cumva mersul natural al lucrurilor în această lume. Nu? Dumnezeu ar fi putut să facă minuni din nimic, cum a făcut lumea întreagă. Dar dacă vă uitați în viețile tuturor profeților, am terminat zilele acestea o carte despre Elisei, Dumnezeu zice, Elisei, vezi că apa asta, aruncă o farfurie de sare în ea. Întotdeauna Dumnezeu folosește obișnuitul, obiectul disponibil. Nu zice Elisei, pocnește din degete și dintr-o dată se face apă minerală izvorul ăla. Nu. Dumnezeu folosește obișnuitul. Planul lui Dumnezeu progresează în obișnuit. Îți dă o familie, îți dă o soție, niște copii, îți dă un job, cioban, nu? Poți să supraviețuiești. În al treilea rând, Domnul poartă de grijă. Asta este călăuzirea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți poartă de grijă. Nu-ți lipsește lucrurile de care ai nevoie să supraviețuiești. Într-un mod miraculos se deschide o ușă, ți se oferă un job, vine cineva și întinde o mână și te ajută. E binecuvântarea lui Dumnezeu care ne poartă de grijă în toate nevoile noastre. Cineva a spus că aici Moise începe să primească primele lecții de leadership. Leadership, de fapt, vine de la leader și ship, de la conducător și oi. Asta înseamnă leadership.
începe să aibă primele lecții de leadership. Li se dau niște oi. Nu? Înainte să conduci oameni, trebuie să înveți să conduci oi. Știți că David, spune Sfânta Scriptură, atunci când l-a chemat Dumnezeu, zice, te-am chemat de la oi. Prima dată te-am pus să înveți leadership. Și ai învățat să conduci oile. Acum te duc la o turmă mai mare, care este poporul meu. Are primele lecții de leadership și se lasă călăuzit de Dumnezeu în felul acesta. Fii apoi sensibil la planul lui Dumnezeu pentru acum și aici. Mulți dintre noi avem planurile noastre de viitor, întotdeauna ne gândim cândva în față, peste câțiva ani, unde o să ajungem, ce o să facem, și începem să fim foarte nemulțumiți de astăzi, de aici. Vedem, suntem temporari aici, nu stăm noi la biserica asta prea mult, că într-o zi Dumnezeu ne dă o biserică foarte mare. Alin, nu știu dacă e bine să gândim așa. Hai să ne facem job acolo unde suntem, ok? Și să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat ceva de lucru aici și acum. Pune toată inima în ceea ce faci. Mulți dintre noi ne gândim la lucruri foarte mari și neglijăm planul ăsta pe care îl are Dumnezeu pe noi aici. De ce ne-a dus Dumnezeu în pustiu ăsta, Domnule? Nu? Auzi, în casa acestui cioban, mi-a dat și o nevastă o ciobăniță, plec la condus oi toată ziua, n-am cu cine vorbi decât cu măgarul, începem să fim nemulțumiți de situația în care suntem, nu? Și nu înțelegem că Dumnezeu are un plan pentru noi, pentru aici și acum. De ce a fi sensibil la planul acesta lui Dumnezeu și conlucrează cu Dumnezeu la planul ăsta, chiar dacă este o perioadă din viața ta, ai nevoie de perioada aceasta. Și numărul 6, fii credincios în lucrurile mici. Doamne, de-o să-mi fiu oficiul lui Faraon, eu am condus o armată. Nu? Oile astea, nici măgarul ăsta, ori de câte ori vorbesc cu el, nu știe limba, nu cunoaște comenzile, nu? Începem să fim foarte nemulțumiți de lucrurile astea mici, mărunte, care le avem de făcut azi, aici și acum. Ne trebuie să fim credincioși în ele și să ne bucurăm că Dumnezeu ne le-a dat și să fim foarte corecți în ceea ce ne-a dat Dumnezeu de făcut aici și acum. A.W. Tozer a spus un cuvânt foarte mare, am vrut să vi-l citesc, zice, un lider adevărat este mai degrabă cel care n-are dorința de a conduce, ci e forțat în poziția de conducere de o presiune exterioară, interioară a Duhului Sfânt și de presiunea situației exterioare. Moise se crede lecuit pentru totdeauna de a conduce pe evrei afară din Egipt. Nu mai visează absolut treaba asta, nu-și dorește. De fapt, vom vedea data viitoare, când Dumnezeu îi vorbește și îl cheamă special pentru treaba asta, are o groază de scuze. Are o listă întreagă de scuze. Nu sunt bun de nimic, nu mă pricep, nu știu să vorbesc, nu o să asculte nimeni de mine. Acum vii, sunt prea bătrân, putea să mă chem când aveam 40 de ani. Acum la 80 de ani, ce faci cu bătrânul ăsta? Trimite pe altcineva. A.W. Tozer spune că un lider adevărat este mai degrabă cel care nu vrea să conducă, dar e forțat în poziția aceea de conducere de presiunea interioară a Duhului care este în el și de presiunea situației exterioare în care el se găsește. Lecția numărul 5. Fii credincios în lunga așteptare. Urmează ani lungi, ani grei. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul lor făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Exod 2, versetul 23 la 25.
E o perioadă de așteptare acum. O altă lecție care o învață Moise acum este credincioșia. Lunga așteptare. Așteptarea cu credincioșie. 40 de ani este la Universitatea Deșertului. Fii credincios în ceea ce Dumnezeu îți dă să faci. Așteaptă timpul lui Dumnezeu. Nu obosi în monotonia cotidianului. Iară să ne sculăm la 6, iară să mergem cu oile, tot pe dealurile alea. Toboganul ăsta a vieții este plictisitor uneori. Graduarea o stabilește Dumnezeu. Când termin școala asta, stabilește Dumnezeu. Acum aș vrea să luăm două aplicații personale pentru noi. Când ajungi în deșertul vieții tale, și mulți dintre noi am ajuns, alții o să ajungem, pentru că Dumnezeu mai devreme sau mai târziu ne va chema la această școală pe fiecare dintre noi. Când ajungi în deșertul tău, deșertul în care ajungi este un loc inconfortabil și neospitalier. 2. Locul unde Dumnezeu are însă toată atenția ta. Ar trebui în momentul acela Dumnezeu să aibă absolut toată atenția ta. Vei sta în El până vei auzi vocea Domnului. Atitudinea ta decide condițiile și durata în care vei sta în acest deșert. Cineva a spus că deșertul este școala descoperirii de sine. Acolo ne vom descoperi cine suntem noi cu adevărat. În deșert, Dumnezeu îți este aproape, spune Psalmul 34:7. Dumnezeu îți va purta de grijă, Naumul 1:7. Nu am timp să citesc aceste versete, pentru că sunt extraordinare, dar dacă vreți să vi le notați, n-ar strica, pentru că este foarte fain. Numărul 3, Dumnezeu te va păzi în acest deșert. Dumnezeu te va călăuzi, Psalmul 25:9. Dumnezeu te va forma aici, Isaia 64:8. Și Dumnezeu te va chema la un alt nivel de slujire după această școală a deșertului. Pentru că atunci când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Și deșertul este un loc extraordinar să ți se zdrobească acest duh. Aș vrea să încheiem aici și aș vrea să menționez doar câteva lucruri, să repetăm puțin câteva lucruri. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, vom intra în această școală a deșertului. Vom sta în ea și vom gradua funcție de atitudinea care o avem. În loc să fii un rebel și un revoltat, supărat pe Dumnezeu, de ce ai ajuns tu aici, nu? Tu care ai fost nu știu ce, mulțumește lui Dumnezeu pentru această ocazie de a ți se zdrobi eul, mândria ta, învață să slujești acolo unde ești și deschide-te ca Dumnezeu să te maturizeze și să te schimbe în această școală a deșertului. Vă invit acum să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru harul care ne l-a dat, să învățăm din cuvântul lui și aceste lucruri. Și dacă treceți printr-un deșert al dezamăgirilor, al înfrângerilor, dacă sunteți la această școală a deșertului, rugați-vă Domnului în această seară să vă dea voie să învățați aceste lecții pe care le-am urmărit din viața lui Moise.